Mergem la asistenții medicali care au susținut și promovat gradul principal în decembrie 2013 și avem și asistenți care au promovat gradul principal în octombrie 2015. Nu s-a găsit nici până în acest moment o soluție pentru a acorda acestor asistenți medicali un drept legal care li se cuvine. Este o treaptă de salarizare profesională. Eu zic că o unitate sanitară crește și ca valoare în ochii tuturor și prin pregătirea personalului pe care îl are în subordine. O altă problemă cu care ne confruntăm este aceea că personalul auxiliar și de îngrijire a fost obligat să plătească niște cursuri pentru pregătire profesională. Precizăm că aceste cursuri de pregătire profesională, numit noțiuni fundamentale de igienă, le-a făcut pentru unitate și nu pentru ei acasă. Deci angajatorul, conform legii, este obligat ca să plătească această formă de instruire, de pregătire profesională. Nici pentru acest lucru nu s-a găsit o soluție. Ar fi multe alte lucruri pe care să le spunem, dar pentru absolut nimic nu am găsit un dialog și o cale de rezolvare. Începând de astăzi, încercăm să atragem încă o dată atenția prin aceste forme. Veți ieși în zilele următoare? Vom ieși până când se vor rezolva solicitările noastre. Vreți